Salutare tuturor! Din nou în acest video rechinul care, zic eu, va ajunge cel mai mare porc bistreț din România odată cu trecerea timpului. Aici avem femela care este posibil să ne facă o surpriză, să intre în călduri și cine știe, cu ajutorul lui Dumnezeu, să avem și produși din această pereche de mistreți. Deocamdată nu e nimic sigur, dar dă semne că este în călduri. Mulțumesc tuturor celor care ați venit să-i vedeți pe viu și sunt destui la număr. Încă o dată mulțumesc pentru aprecieri și pentru cuvintele de laudă legate de animalele pe care le dețin în gospodărie, atât perechea de mistreți de aici, cât și restul animalelor pe care le dețin. În curând o să băgăm masculul în boxa scroafei și cine știe, așa cum am spus, sper să avem și puiuți. Vreau să lăsați acolo părerile voastre în secțiunea comentarii legate de calitatea animalelor. Dacă aveți plăcerea, vă puteți abona, distribui și așa mai departe pentru a fi o comunitate cât mai mare pe această platformă. Toate cele bune, oameni buni, numai bine, cu respect și multă sănătate. Voi reveni în curând cu noi postări din gospodăria mea.